Și bună dimineața, s-a trezit dulceața. Wow, ce de naisic. Lasă, oi, какая priveliștea, вот там много капаки, много вердяцей, много фрунзулицей. Все, нет, вот так. Тихо, Сонечка. Что ты хамаяешься? Что случилось? Там человечек. Что? Auziți cum cântă păsările? La mama lui. Tiripuise. Și ne acolo, gospodina, bună dimineața. Maricica cu cercei. Faci că blincii, mici tei. Dar cu și blincii mâncăm azi? Trebuie să mănânci cu somn, dar așa să mănânci fără nimic. Fără nimic blincii? Asta adică vitamini. Cum se doarmă nanu dacă pânțeasa îi trează, zisa, tăte? Da, cum îi îmbrați, cum vreți gângâi, gâzi. Spune bună dimineața, eu m-am trezit tăte de amărunțelu, să merg afară la plimbare, da? Ne uităm în oglindă, dinga, să ne uităm la Zia și spunem, Zia, când ați crezut că mare să ne dai nipul cu cosmeticica ta. Ia mă, ia faci contouring, vezi? Ia uite cum ai stărat copilul ăsta. Mă învață de mine text, înseamnă și contouring. Tu învață aici, da. Stilichizează, e ca așa, de... E ca, uitați-vă cascata și uita mâncarea. Naina! Avec-le turba cu mâncare! Poclătițică și ne deschid, ia uitați-vă, și așa fructișoare, și răptică, și porcică, și gogurnic. Să înveți ghine, să nu-i vii cu doi câte ușită. Tex? Da, prinții, iubesc în mod special, tu ești la mea drăgălaș. N-am, de tot noaptea am hlatră, și mă păzești, da? Вот внутри Барбата вот всегда есть вот этот смысл, этот мысль. What is it, Mrs.? Don't worry. Что мне потом сказать потом? Блинчики. Вот блинчики – это просто. Не пой со мной, вернись потом, улыбайся. Хорошо. Asta este abia prima cafeluță pe care o punem aici, pentru că astăzi avem spectacol și o să fim la teatru până târziu. Dar cafeaua de acolo e bunișoară, dar asta e cei mai bună cafea. O punem în acest termos, unde se păstrează temperatura de la 8 până la 10 ori, indiferent. Am împlut-o, am închis-o frumușel, opa. Hop, apăsăm și vedem temperatura, care este, că nu este un termos din ăsta simplu. Și astăzi mai am ceva pentru Eugen. Am o să-i fac șuru. Da, blin! Ieș! Chelea mă, statul alea că nu vrea să iasă. Și aici scrie așa, the best driver, asta e pentru Eugen, am să spunem cafea și acolo. Și mai am încă una cadou pentru cineva și vă las pe voi să ghiciți pentru cine. Eu vreau să vă zic că este roșu. Culoarea roșie este un indiciu foarte bun și o reprezintă pe acea persoană. Poftim, uitați-vă, o drăgășenie de câini. Foarte bravo, se dă sub adopție, el nu iubește să roadă încălțămintea, dar deloc, n-ascunde că te văd. N-ascunde! Ia ca poftim. Da? Foarte frumos. Mâncați așa norocul. Primul colț unde am venit, bineînțeles că la jucării, din moment ce Emily este la nano, trebuie să-i cumpiri ceva frumos. Nu știam de angro.media, că prețurile cele mai bune, atât pentru jucării, cât și pentru haine. Și amuia nanu, a să uite așa atent și a zic, asta biriom, tot biriom pentru Emily. Așa. Aici și veselă de care vrei frumușă, că minus 20% reducere și am văzut ceva, ceea ce sigur merge la mine. La casă este această vază, care este la un preț super mega fain. Asta mai mult se potrivește pentru dormitorul. Bineînțeles că alunaina. Și apropo, încă o chestie faină pe care astăzi am auzit-o, angrosiștii, corect?
Așa că, dragilor, dacă sunteți în domeniul ăsta și aveți nevoie de tot ce înseamnă jucării, hăinuțe, angro pentru magazinele care le aveți voi, să știți că aici găsiți o gamă largă de haine pentru băieței, pentru fetițe, jucării, tot, tot, tot. Și toată luna lui mai beneficiați de o reducere de minus 10% cu promocodul Emilian. Dragilor, începând de astăzi, inclusiv și toată luna mai aici la angro.md cu promocodul, Emilian beneficiază de minus 10% reducere la ce au ei aici în magazin. Începând cu plapume, cuverturi, albituri, fețe de masă, haine pentru copii, jucării pentru copii, veselă, tot, tot, tot este la reducere. Aici, apropo, reduceri sunt de 15%. Iar eu am ales prima păpușică pentru Emily și această vază care îmi pare super BCM, de aici, de la angro.md. Pentru cei care spune, asta și e mie, chiar nu poți să cumperi tu o jucărică la câinele ăsta al tău. Și că am fost, v-am ascultat, că am primit o grămădănie de mesaje și i-am pus aici niște cărnigeană, da? Ia uite, e ca asta s-o roz și asta n-ați vrea să roadă, parcă văd, nu știu. E că și înseamnă pofighism de câini, poftim. Așa-i? Asta o roz, tijioa și fă ceva cu... Tu serios? Tu serios ai? O, hai că lucrurile se schimbă. Maladeț. Davai, roade până mâine dimineață. La mama lui. Dragi urmăritori, acest Insta Story este special pentru toți cei care ați procurat un apartament la Ecovzor și sunteți cumva peste hotare. Vreau să vă anunț că la momentul actual, după cum observați, s-a instalat șchelea pentru a face cea mai deosebită fațadă. Pe interior deja se lucrează la electricitate și la sistemele de scurgere și ventilare. Totodată se lucrează și la pardoseaua caldă. Toți cei care ați procurat și doriți să procurați un apartament la Ecovzor, atunci cadou din partea companiei aveți pardosea caldă pentru blocurile sanitare și pentru bucătărie. Și apropo, după cum bine știți, în perioada sărbătorilor de Paști, echipa Ecovzor vine cu o ofertă specială. Puteți procura un apartament sau mai multe în două rate. Prima tranșă la semnarea contractului, iar a doua tranșă atunci când se dă blocul în exploatare. Iar acest lucru se va întâmpla la sfârșitul anului 2024, adică anul acesta. Încă un lucru foarte important, este un bloc de tip premium și este un preț special. În oraș prețurile sunt mult mai mari, așa că toți cei care cumva vă face că acum este momentul potrivit să investiți în apartamentul visurilor voastre. Și după cum bine știți, costul unui apartament acum la Ecovzor este mai mic, iar blocul când se dă în exploatare va fi un preț mai mare cu 200-300 de euro per metru pătrat, pentru că acest bloc este un bloc de tip premium, are 13 etaje locative, iar la intrare scările vor fi din marmură. Pentru toți cei care doriți să investiți într-un apartament, este timpul potrivit acum să o faceți, că prețul este mai mic și puteți cu siguranță să achitați în două rate. Prima rată la semnarea contractului, iar a doua rată atunci când se dă blocul în exploatare. Așa că nu stați mult pe gânduri și foc la apartamente. Eu fug țica mea lucrurile și merg la teatru, că astăzi avem spectacol 12 oameni furioși la ora 19:00. La teatrul Ceafru, dacă nu ați reușit să vedeți spectacolul ăsta sau vreți să-l revedeți, dar nu știu dacă sunt bilete. Stați să mă gândesc. Mă ating că sunt, dar mă ating că nu sunt. Totuși, în curtea teatrului pare un pic mai frumos și mai cu multă cultură, nu? E în lângă mine și mai mult, o doză dublă. Hai, treci, fai, verde, fai, fai. Ea este Irinuța. Este Irinuța și el mă promovează. Probozește! Vedeți, măi, tăzi la teatru, cum am văzut că eu am început să slăbesc, ca sală, să arăt sexy, să fiu extraordinar, poftim. Vania Băț, minus cât chili? Minus 16. Luba, minus câte? 27. Vedeți, totuși, înseamnă, sunt eu cineva și... De ce ți-a trebuit să intre câte... Dar lasă-mă, groleac și fericit. Da, așa-i. Așa-i. Altfel n-are cum să fie. Altfel n-are cum. Deci este strigător la cer. Pentru cultura noastră, o actriță, o directoare de teatru să aibă exact degetul ăsta frânt. Poți să-l vedem? Dacă o să vedeți în centrul orașului așa niște șliom pe smergători pe stradă, să știți că este greu. Bine, sexy, frumos. Și că uitați-vă și înseamnă Vania Băț. Bravo, ți-a luat mașină!
Dar și 5 și nu 1. Din puținul nostru, mai pentru că sunt numărul 1 sunt. Da, ești numărul 1. Hai, hai. Băț 5. Drum bun. Ты заслужила, любица, заслужила. Да, скузы, но... Заслужила. Тот уж спать, минус кыт. Душа, душа, ладно, хай. Да, помнишь, что имя ему доушепт, он кил моему. А стать соцея, дона де ля фуа, ворба, что я солуат ин мынька, а дупа ста ну пте сдука. Молодец. Bă, știi ce bagi în cadru? Data viitoare. Special să vadă că și el tot s-a luat. El m-a cu șlep să fie zăși. Data viitoare, în scenă mă duce în brață. Îi promit! Deci acolo Vania Băț nu știu ce skin, îi fac un Insta Story și Lubița, dar și cât spai, dar de fapt ăsta e kin. Și un Insta Story ăsta e kin și și kin. Aici să te deschizi ce canalul și să te scoți figuri și trebuie și nu trebuie. Important să faci, nu? Radu lecție că e afighit, dar el am îndrăgostit. Și atât. Dacă vreți și voi să lăghiți, mă sunați, bă? Da, sunați în glumă. 00-00-00-14-00. A, poftin, deja te-o sunat. Încă unul, ați văzut, băi, dar... Stai nechini în verde lista, apropo. Și în genere, băi, simteți că eu în ogada teatrului parul țică mai cultural, nu? Mai deștept, mai crema societății, nu? Da. Pașa lui Pop, de mine? Da, eu asta spuneam și cine ești. Cine ești tu cu adevărat? Și cine? Și gata, Emiluțul vostru se înfuriază grav. Pregătirile înainte de spectacol întotdeauna trebuie să încălzim această găoază pe care o avem. Bombonica. Spălăm palaua. Yeah, yeah. Și această floare, după spectacol, am primit-o, dar nu știu de la cine, cu a adus-o cineva din fete, spus că e pentru Emilian, dar de la cine n-am idee. Și un plic, mi-a dus pensia, cred că, anul doar. Și un mesaj. Și aici am și un răvaș. Tu, 3 puncte. Da. Și aici modul de... Îngrijire. Mulțumesc. Cine mi-a dat asta, vă rog? Spuneți-mi. Am ajuns acasă și ia uitați-vă cum au înflorit acești crini. Pur și simplu senzațional. Dar miroase așa de frumos. N-aveți idee. Și astăzi am primit o cutie din Italia, de la o familie. Nu-i cunosc. O zic că și-a tare, tare, fain și gustos. Dar și ei și nu știu. Doamne, dar cum miroase florile astea, pur și simplu. Mă tin că... What? E bine invers. Da, dubla doi. E bine invers. Oh. Așa de frumos cu tine de puș. What? Oh. Opa. Da, Vittorio. Eu știu ce să este. Ce? Aici stai ceva? Dar nu știu ce. Scoai. Dar cum arată cutia, blin, 50 de ani. Dar și asta? Restaurante de Mora. Să mă ușesc, că nu știu ce asta. Stai. Dar aici și... Ah, eu nu știu ciocolatele este tare, tare bun. Iată. Mm-hmm. Mulțumesc tare mult domnului care mi-a trimis asta și a spus că ceva tare, tare gustos din la un restaurant care are 3 stele Michelin. Și blindă și... Iau și aici. Tot ciocolatele. Dar eu am meritat, pare. Wow! Frumos tare! Deci copiii mei te știi că nu ne-o trimis? Da, cadou de anul nou, de Moș Crăciun. Opa! Paneton? Da, este paneton, după miros. Și aici ia, uite. Borcan. Ceva de sugo de pomidoro. Sugo de pomidoro. Aia asta e anul, e composta de la ciupă, papere. Voilà.
plină, așa de mai așa ca vamș. Eu, ce este? Dulcețuri, ba da prostii! Te mulțumim! Sincer, cum ai zis? Sincer. Ce frumos! Mersi! Și eu. Mai sunt, uite, ia. Wow. Ia. Ia uitați-vă ca chei люди в Голливуде у нас. А что звень лакас нов? Молодец, бада просто. Так меня азма обкату не жунь ла театру ушла тазган. Что маны и сымцы моменту. Масуцай презенты. Давай, бальдежу. Мас экстраординари, сензуари, перфекти. Нам кувинт, интересно. Am avut dreptate. Mii hai, mai fă niște complimente. Dumnezeu ești. Dumnezeu acolo vine. Ce faci? Nu, nini, foame, du ceva să mănânc. Serios, măcar ceva de să bag în ciocanașul ăsta că eu și masă le fac miau, miau și piu, piu. Dă-te rușe. Oh, tu chiar ai? Wow. Să mănânc. Oh, ora 1 noapte. Și Nina au pregătit, nu știu, și... Dar și asta? Vădite, cu brânzătul pietă, cu castravete și cu... Icre. Și cu... Wow, dar și mănânc. Nina au gătit mâncare, cina, la ora 1 noapte. Nu, eu asta am pregătit în trejun. Iar eu o să fac un cocktail a la signora Dima cu ginger beans. Ginger beans. Să nu ești. Și ia că uitați. Hop! Facem, punem asta, asta o leacă de gheață și... Oh, oh, oh! Blin și de bun! Mai ales la un, la 12 jumătate. Wow! Voi dormiți așa? Eu nu, ni fami. Și am făcut și un cocktailcic. Wow, ce pisica în coadă! Ну, блин, честное слово, этот звонтишор меня уже бесит. Вот меня сидят в ГТУ, там, ну, мой по, там, ешь, и дече, причини драку ешь. Флорлим, флорес, христом, я. Фак пока, тим посту чалмари. Ну, надо меня отскузаться, мы, да, и что фаш, ну, фейш, я факу ла вантуиста, ну, фейш, я факу ла нор ешь, да, и аша сфаши, аша сфаши, как и пентуши ес, пентуши не, ну, отроки, филаря гуала. Слабец, ребят. Ой, Ваечка, буна дименяться, буна дименяться. Астазь мам трезит, шо ну штику, парк су трезу шалон, ради мини. Шо они шо тафары пацел гасас пи Бруно. Бруно! О, Бруно! И в интуист они ж Бруно ну вини, пац вини, ма Марс. Шо влёв си фак у сюрприза лу Евген. Евген, аста пенту тени ла мини. Евген! Евген! Asta pentru tine. Nu mă anunță nici eu filmez. De eu mă pornesc. Să mă ghinic pălăria cap. Nu mă scuzați, eu pur și simplu azi am vrut chiar să înțeam că Londra de mult mai dezgropat-o. Țineți minte pălăria? Băi, dar ții stă ghinia pe șochi, serios. Eu cred că stiva de soțul ăsta. Te durlești, cu stiujania îți fug într-o parte în alta. Это мама так допустила, что я его добавил. А, ну? Да, да. Его бабуечка. А, бабуечка. А, их подарили, я спать бабуечка. Доброе утречко, вот что это? Вот смотрю на этот чару, только норишоры, выходите, улетайте отсюда. Должен быть солнце, чтобы лучевал меня, доброе утречко. Кафилана кумана лявая, кумана, ну, купрявая. Прявая и лявая. Январь, выходи отсюда. И вот смотрите, какая-то сука не ладус не прав. Лведец? Типа сахарян. Это не сахарян, это точно видно. Это какая-то хуйнюшка вандерская. Dragilor, mă aflu în vizită la doamna Ina și știm foarte bine că în această perioadă o mare parte din diaspora vine acasă pentru sărbătorile pascale și în afară de asta au nevoie și de perfectare a actelor. Iată așa, doamna Ina, bună ziua! Bună ziua! Da, într-adevăr, noi traducem orice tip de act în mai multe limbi.
Să ducem contracte de vânzare-cumpărare, diplome, acte de studii, facem echivalarea actelor de studii, iată declarație de valoare bună oară, da, care pentru a-și continua studiile peste hotare, orice tip de acte de stare civilă, avem notar pe loc, traducem și legalizăm actele pentru Marea Britanie și Irlanda, lucrăm și la distanță, apostilăm actele dacă este nevoie și ajutăm cu mare drag. Așa că recomand cu toată încrederea doamna Ilina, așa actele să vină într-un pliculeț în orice colț al lumii. Asta și eu știam că există casă cu trei etaje, dar ea cam am dezamăgit. Pe lângă casă cu trei etaje, există și mic dejun cu trei etaje. Etajul 1, etajul 2 și mansarda. Începem cu ce? Așa, 8, 2, 3. Eugen, scoate pălăria, blea, uite luna noi ca la nebuni. Scoate-vă, măcar la masă. Ia uitați-vă și buchetul frumos, neantuflit eu de floricele, galben, soare, bogății, alb, puritate, gingășii, albastru, cer, senin și luminos, deși ignorat. Mi-am luat și eu o pereche de pantaloni și am fugit răbdic, dacă mai stau mult cu soarele acolo, pe ea să zic că, dar și asta îmi place, și asta îmi place, și asta îmi place, asta mi-o cumpăr eu, de asta poate, zic, ia mai inima, duc eu că urmează să fac pe cineva fericit. Astăzi mă duc la o doamnă care a venit acasă din Italia și ea nu știe că la prânz eu vin la dânsa. Fișorul ei a făcut o surpriză și eu am să intru în casă fără că zbat la ușă și sperăm că ies nu leșini, așa? Dar n-are cum. Și florile-s pentru tine. O mare parte din voi ați văzut că de ziua mamii a apărut și un interviu, ea mama, în cadrul emisiunii, și am primit foarte multe mesaje, bucățele din filmuleț s-au pus pe TikTok și doamne ce mama ai, bla bla bla. Și vă mulțumesc tare mult că o iubiți pe mama așa cum mă iubiți și pe mine, poate pe mine lecție că mai puțin, că eu încă n-am fost mamă, dar nu știu, poate mâine azi eu caz n-am când. Dar las link-ul aici pentru cei care vor să vadă acest interviu. Eu nu eram acasă și îmi făceam griji, mama de obicei, dacă nu ești tu, parcă să mă iei în siguranță, dar bă, nu zic cumva și ești și nu trebuie să zic și ava. Zic, mama, și ești tu, atât de firească, atât de reală, atât de mamă, că altfel n-am cum să-i zic, așa că o strânit foarte multe reacții frumoase. Și da, o femeie trebuie iubită, trebuie respectată, nu bătută și înjosită. Mama, tu te temei? Uf, măi, mișulic, măi, nu știu cum aș fi interviu și la oare n-am zis ceva și nu trebuie. Dar un interviu, să de fălșărâță. Oi, 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 какие люди в Голливуде. Dar fix pe tine, perfect. Parcă o zis că rochi asta o facem pentru Nina Crețu. Prin oglindă ești mai frumoasă. Da? Mai spune că pe Instagram nu e frumoasă, e realitate. Nu, ce mai frumos. Bună, Alondra a venit la teatru și vreau să vă fac cunoștință cu sora mea de pe tată, că mamele n-au vrut să ne facă. Salut-ți frumos. Salut frumos. Românește. Salut. Ce? Salut. Salut. Cine e mai proastă? Mai frumoasă? Să decidă publicul. Larg. Stați, vă rog frumos, sora mea este supărată pe mine că nu i-am dat tag și m-am folosit de imaginea ei și nu i-am dat tag. Vă rog frumos, urmăriți-o, chiar dacă nu postează nimic pe Instagram, dar voi urmăriți-o, este unica persoană pe care voi o să urmăriți și ea n-ați vă dă-i Nic, în schimb, Nic! Hai, vă rog, urmăriți-o. Și râsul ăsta de-am. Și uitați-vă în curtea teatrului ce iriși frumoși sunt. Și pentru că eu am adus foarte multe flori la teatru, am să îndrăznesc astăzi să iau un hârleț și să iau așa o tufă, să o duc la mine acasă. Sper că n-am să fiu. Doamne, dar irișii așa un miros frumos, au și specific, miros acurat, a gingășâia. Oi, bine, și-mi place. Ia uitați-vă cum stau ele mititelile să facă abiedul. După cum să nu una albă, una sură, așa-i? Miu! Cine culoare pe nașii? Cine? Maxiușa, Taniușa, Parmezan, apoi, Maxiușa, Parmezan, că mi-e prea răpanos pentru așa Parmezan. Du-te și spală, spală codița, da? Ești adoptat. Slava, actrițele sunt gata pentru marea scenă a teatrului. Ea este Irina și ea este Mari.
Iaca, așa înțeleg cum așteaptă după spectacol Valeria, Nina. Ieși afară. Afară. Din localul meu. Din restaurant.